Câteodată încercăm, sau vrem noi să încercăm, să demonstrăm că atunci când cineva poate vindeca sau poate tămădui, poate fi considerat făcător de minuni. Mântuitorul Iisus Hristos nu credea acest lucru despre el. El știa că este Fiul lui Dumnezeu. Spunea cele ce Tatăl le face, întocmai și Fiul le face. Și de aceea le și spune apostolilor, celor ce vor urma mie, repet, celor ce vor urma mie, acestea le vor urma lor. Să scoată demonii, să izgonească duhurile necurate, să pună mâna pe cei bolnavi, să se facă sănătoși, să învieze morții și chiar de moarte de vorbea ceva vătămător, o travă, se vor vindeca, adică nu vor pătimi moartea sau neputința. De unde venim și spunem că Vechiul Testament este presărat cu frânturi de lumina Duhului Sfânt, prin profeți și prin proroci? De unde venim și spunem că lumina a venit la noi prin Iisus Hristos odată pentru totdeauna și se revarsă din belșug pe trei căi? Milă, pentru că așa spune, i s-a făcut milă de neamul omenesc și n-a putut să-l vadă chinuit de diavol și de stricăciune. De aceea a luat neputințele poporului și păcatele le-a ridicat, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dar pe de o parte a și vindecat pe cei bolnavi. I-a vindecat prin cuvânt, îți poruncesc ție, scoală-te, ridică-te, du-te la casa ta, cum o să vedem și în Evanghelia de astăzi. I-a vindecat prin atingere, cum am văzut că i-a pus la orb pe pleoapele de la ochi tină și i-a spus, mergi și te spală. Nu întâmplător i-a spus, mergi și te spală. Desăvârșește-te prin curățirea, spunem simbolul sau dacă vreți simbolica Sfântului Botez. Și mai mult decât atât, prin credință. Ce vrei să-ți fac eu ție? Doamne, vreau să văd. Să-ți fie ții după credința ta. Și în clipa aceea s-a deschis ochii. Ceea ce te face uneori să crezi că atunci când vrei să ți se împlinească ceva, nu locul ți împlinește dorința, nu, să spunem, locația ca atare, când noi spunem, a, mă duc la cutare icoană făcătoare de minuni, că am auzit că se fac minuni. Minunile la icoana făcătoare de minuni se fac în casa ta când aprinzi candela și te pui în genunchi și aprinzi lumânarea de ceară curată și ai citit Paraclisul cu Evlavie. Icoana casei tale este făcătoare de minuni. Deci ca să știți lucrul acesta. Și când vă spun lucrul acesta, vă certific cu toată convingerea că în rugăciunea de sfințire a icoanelor spune așa, și celor ce se vor închina cu credință, dă-le har mântuitor, dă-le sănătate și putere duhovnicească și vindecă-i de toată neputința. Da? Deci iată ce simplu putem să înțelegem că omul sfințește locul și își dă putere sfințitoare. Pentru că în momentul în care auzim că într-un cutare loc s-a săvârșit o minune, noi nu mai ținem cont de esența întâmplării în sine, ci mergem să trăim minunea. Deși minunea este alucutare care a văzut-o sau în prezența celor care s-au întâmplat, noi o trăim în prezența noastră. Ne-o împropriem prin credință nouă. Și eu vreau să fiu sănătos. Și eu vreau să văd lacrimile. Și eu vreau să văd vărsarea de mir. Și eu vreau să-l văd pe cel vindecat. Și eu vreau să mă ating de cel ce a fost paralizat. În ideea că dorim sau încercăm să imităm o stare de sfințenie care de fapt ar trebui trăită permanent. De ce în clipa când se face duminică și mă duc la biserică vreau să fiu evlavios, iar pe parcursul săptămânii de ce n-aș fi evlavios? Există un loc în societate pe care călcându-l cu piciorul trebuie să-l batjocorești?
Există un loc în societate unde ai voie să scuipi, există un loc în societate unde trebuie să jicnești, există un loc în societate unde trebuie să înjosești, există un loc în societate unde trebuie să fii mârlan și gherțoi? Nu. Dumnezeu în tot locul stăpânirii Lui este Dumnezeu. Îl poți cinsti în orice loc. Și în mijlocul străzii, dacă ești la intersecția de tramvai și ai făcut o cruce, Doamne ajută-mă, tu ai sfințit locul respectiv. Sau dacă te-a mai văzut unul, doi, chiar și ei s-au folosit prin faptul că a zis un om credincios. Și tu ai fost în ziua aceea o lumină. Iisus era în corabie, spune Evanghelia de astăzi, și a venit în cetatea sa. O să întrebați care e cetatea sa. Era zona Capernaum, unde el se simțea foarte bine, în Galileea, loc verde și frumos, în ținutul Ierusalimului, asemănător ținuturilor noastre românești, cu foarte multă verdeață. Iar Iisus în Capernaum, pentru că era și satul lui Petru, unde el făcuse și multe minuni, și acolo și oamenii îl primeau cu credință, Iisus se simțea bine în zona respectivă, așa cum Ioan Iacob s-a simțit bine în Valea Hozevii, așa cum Nicodem la Tismana s-a simțit bine în peștera Tismana, cum Ioan de la Prislop s-a simțit bine în peștera Prislop, cum Sfântul Andrei s-a simțit bine în Dobrogea, în peștera lui, cum Daniel Sihastru s-a simțit bine la Suceava, la Voroneț, acolo în peștera lui. Deci fiecare se duce și se așează duhovnicește sau în liniștea sufletului, acolo unde își simte el pacea și locul. Avem două remarci. Una, știți că după Paști, când sărbătorim o duminică a Slăbănogului, ne relatează evanghelistul Ioan acela că Slăbănogul a fost dus prin acoperișul casei. Ei, despre cel de azi se spune simplu, că a adus în fața lui Iisus un slăbănog ce zăcea pe un pat. Să nu vă închipuiți o dormieră de aia, din piele frumoasă de vreo 20 de milioane. Două bețe de măslin, niște cârpe legate sub genul de targă și niște frunze puse pe ea, crengi de măslin, ca bolnavul să nu simtă durerea când îl lași direct pe pământ, să amortizeze un pic. Ca un pătul, am putea spune. Și spune că văzând Iisus credința lor, s-a adresat întâi slăbănogului. Păi ce treabă are credința mea cu neputința lui? Este tocmai ceea ce cere Iisus Hristos de la om. Om pentru om. În legea lui Moise a fost om contra om. Dacă mi-ai scos un dinte, să-ți scot un dinte, dacă mi-ai scos un ochi, să-ți scot un ochi, dacă mi-ai dat în cap, să-ți dau un cap, dacă mi-ai furat, să-ți iau înapoi, sau dacă mi-ai luat viața, să-ți iau viața. Deci vorbim de cruditatea sau de cruzimea și omenească, dar și a legii celei barbare, care să știți că de multe ori, în conceptul nostru ortodox, se numește barbarie. Dar în conceptul popoarelor medievale, în conceptul popoarelor păgâne, executarea unui ticălos era un act de mare demnitate. Nu conta că îl mânca tigri, nu conta că era spânzurat, nu conta că era decapitat, nu conta că era spintecat de sabie, nu conta că era otrăvit, nu era conta că ars pe rug, nu conta că era aruncat în foc. Deci era un act prin care, spunem noi în termenul proverbului popular, frica păzește bostănăria. Și atunci, sigur că și oamenii erau mult mai atenți în ceea ce privește disciplina morală, dar aceea nu se chema disciplină morală, se numea frică. Și cei care ajungeau în situația aceasta, ajungeau dintr-o cu totul altă motivație. Spune că atunci când îți alungi singur frica, viața devine divertisment. Adică te joci cu viața, folosim și noi astăzi termenul. Băi, s-a jucat cu viața lui, ăsta s-a jucat de-a căsătoria, ăsta s-a jucat de-a serviciu, ăsta s-a jucat de-a moartea și uite că i-a ieșit. Așa folosim noi termenul. Ei, Hristos a înțeles că ființa umană
propria lui creație, propria lui icoană, propriul lui chip, nu trebuie să trăiască drama animalică, a urii, a sângelui, a vărsării de sânge și a dușmăniei, și a adus legea Harley în care omul poate fi iertat pentru păcat, nu ucis. De aceea ne-a dat câteva pilde în care ne-a arătat că nu uciderea este soluția eliberării unui păcat, ci moralizarea omului și ridicarea lui pe o treaptă superioară, dincolo de firea și pornirea sângelui, dincolo de firea și pornirea urii și a răzbunării, dincolo de furia dreptății și dincolo de păruta dreptate, că atunci când vrei să ucizi pe cineva, poți să înscenezi dacă vrei și tot poți ucide, dar atunci când ierți, nu mai contează ce fel de greșeală este. Deci în momentul când ai porunca să ierți, atunci trebuie să ierți orice fel de greșeală, indiferent cât de adânc ar fi, și o găsim consemnat în structura Evangheliei Noului Testament, spus așa: Doamne, fratele meu mi-a greșit de 7 ori și eu l-am iertat. Petre, îți spun ție de 70 de ori câte 7. După aceea spune, să n-asfințească ura într-o mânia voastră, mânia voastră să nu asfințească soarele pe ea. Și iarăși spune, numai întrucât ai urât pe fratele tău, păcat de moarte ai săvârșit, că oricând îți stă în mână să-l ucizi, dacă îl urăști. Deci nu urâ, nu dușmăni, nu fă rău. În felul acesta Iisus urcă umanitatea cu o treaptă deasupra firii dobitoacelor, ceea ce numim noi în junglă a te sfâșia, a te ucide, a te omorâ, a te consuma, și-o face rău. Dacă acolo se face din instinct ca un lanț trofic, în societate se face cu un instinct de răzbunare. Vedeți, noi oamenii pe cât ne-am ticăloșit, pe atâta ne-am și creat sistemele ticăloșeniei. De exemplu, ne bucurăm foarte mult sau suntem foarte fascinați când mai auzim câte un banc din ăsta care este legat de răul celuilalt. Cel mai mare rău este următorul. L-am găsit, nu mi-aparține textul, mi-a plăcut când l-am citit. Ci că viața este făcută să ne iubim și să trăim frumos, să dovedim că Hristos s-a răstignit pentru noi și s-a revărsat din plin cu Duhul Sfânt și Harul Lui peste lume. Dar noi, ci că toată viața ne facem rău unii altora, râdem unii de alții, iar dracul râde de noi. Ați înțeles? Deci, în loc să fim imaginea celui ce ne-a creat, imaginea celui ce ne-a restaurat, imaginea celui ce ne-a vindecat și a luat asupra sa ca Dumnezeu, neputința trupului nostru, firea trupului nostru, slăbiciunea trupului nostru, apucăturile noastre proaste le-a șters și le-a iertat, noi facem tot voia lui Sarsailă. Deși pomul vieții stă zilnic în mijlocul bisericii, potirul cu preotul în mână ca omul să vină, preotul cu potirul în mână ca omul să vină să se împărtășească, noi preferăm păcatul. Adică preferăm să ne complacem în aceeași ticăloșenie, adică, dar de ce să mă împărtășesc, dar de ce să merg la biserică, dar de ce să fiu bun, dar de ce să nu fiu șmecher, dar de ce să nu fiu eu cineva? Fii ceea ce vrei tu să fii, dar fii om. Că dacă ești om, celelalte le poți face necondiționat de această, de această stare. În momentul când ești om, nu poți face lucrurile răului, pentru că ești chipul icoanei lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este în tine, nu te va lăsa niciodată nici să păcătuiești, nici să ucizi. Și o să întrebați ce tangență are asta cu Evanghelia de astăzi. E cea mai mare tangență și este scopul cel mai mare pentru care am axat ideea pe această, această idee. Dacă cei patru oameni n-ar fi gândit, cum v-am spus eu, să fie umani, nu l-ar fi pus pe ăla pe targă să-l ducă în fața lui Iisus. Mori, frate, care-i treabă? Ce, n-am mai fost oameni bolnavi? Nu vedem noi în spitale bolnavi? Nu vedem noi pe stradă bătrâni, n-avem noi în familiile noastre câte un neputincios, n-avem pe la instituțiile paliative neputincioși, n-avem prin spitalele de oncologie neputincioși sau pe cele de recuperare când sunt pareze sau tot felul de nenorociri, avem la tot pasul.
depinde pe cine interesează și în ce mod ne interesează acest lucru. Societatea modernă s-a gândit că e bine ca în aceste instituții de reabilitare a sănătății, spitalele, să existe și câte o capelă în care să se odihnească și șeful de clinică Dumnezeu, adică din când în când să treacă și el pe lângă știința bolnavului cu harul său. Și avem întâmplări de acest gen, deci vorbim de minuni, când un om se scoală sănătos de pe un pat, când un om se vindecă dintr-o operație grea, când un om scapă dintr-un accident groaznic, când un om depășește ceva care a depășit și știința și puterea omenească și fiind și un doctor înțelept și cu frica lui Dumnezeu spune noi am făcut ce s-a putut, de aici lucrează Dumnezeu. Și atunci dacă el are loc în clinica respectivă, bineînțeles că trecând pe la saloane să facă raportul de gardă cu îngerii, mai vindecă și mai face și câte un semn ceresc pentru cei ce cred cu har și cu credință multă. Cel de astăzi era ferm convins că în momentul în care va fi în fața lui Hristos, se va vindeca. Dumneavoastră veți lua aceasta din punctul dumneavoastră de vedere ca pe o mare minune, că altfel nu s-ar fi trecut în Evanghelie. Eu vă spun că e un lucru nesemnificativ. Ați văzut vreodată acele femei simple la țară care merg pe mijlocul drumului și într-o intersecție, când dau de o troiță, pun traista jos, să duc și șterg baticul de icoană, sau pupă icoana, sau fac candela, sau zic acolo o rugăciune și tu spui, ia ca nici asta n-are treabă, în loc să duc unde are treabă, uite unde își pierde vremea. Asta e părerea celui care crede mult. Dar ea care crede simplu și curat, l-a întâlnit acolo direct pe Dumnezeu. Și dacă vreți să o raportăm la puterea Sfintei Evanghelii, unde veți zice, demonstrați că orice gest minor din lumea socială făcut lui Dumnezeu este un act de credință, și vă dau cu demonstrație. Este anunțat Iisus că fiica unui mare șef de sinagogă e pe moarte și că ar trebui vindecată. Și Iisus nu se închisește. Am să merg, stați liniștiți. Acum sunt la ora de propovăduire. Avem cateheza. În timp ce își ține cateheza, Iisus întoarce discret capul, se adresează mulțimii și spune vreau să știu cine m-a atins. Petru, care era lângă el apostol de 3 ani și jumătate, se adresează lui Iisus și îi spune doar atât. Dar oare asta este întrebare, învățătorile? Chiar am dat și noi în mintea curcilor. După ce vezi aici atâtea mulțimi de oameni care te împing, te trag, vor să te atingă, vor să vindece, să înghesuiesc în tine, întreb cine m-a atins. Ți se pare normal, trecând din față până în spate și atingându-i pe toți, să întreb cine m-a atins? Toți te-au atins, dar nu te-au atins cu credință. Pentru că, rușinându-se de gestul făcut, femeia povestește un act de credință foarte simplu, care devine evanghelic și normal, în raport de ce așteptăm noi din punct de vedere dogmatic. Am vrea să vedem și noi lucrarea Duhului Sfânt din energiile necreate dintr-un Dumnezeu incomprehensibil. Ce-o fi și asta? Un text teologic inutil, nonsens, care nu interesează pe nimeni. Te interesează poate într-un examen sau atunci când vorbești de dogma esenței dumnezești. Și vine femeia și îți dă o teologie simplă de genul acesta. Doamne, iartă-mă, eu te-am atins. De ce? Păi de 12 ani am tot umblat la doctor, mi-am cheltuit toți banii. Și m-am gândit așa în sinea mea, că dacă am să mă ating de tine, am să mă vindec. Atinge-te, uite-l aici și te vindeci, dar trebuie credință. Mare e credința ta, femeie! Deci ce constatăm din aceste vindecări? Că ele se fac cu minim de credință, cu minim de străduință, cu minim de decență și cu minim de voință. Eram sigur, Doamne, că dacă eram sigură că dacă te ating, mă vindec.
Și știi, Doamne, că s-a oprit curgerea sângelui. Avea un fibrom din acesta modern, cum au astăzi femeile, care fiind vascularizat, el produce sângerări și femeia are tot timpul, ca și cum ar avea timpul menstrual și are sângerări tot timpul. S-a oprit, Doamne, când m-am atins de tine, m-am vindecat. Iată ce simplu este prezentat în Evanghelie, un act de credință pe care noi îl așteptăm să-l vedem în nu știu ce mod. Și Iisus făcea minunile în așa fel ca toți cei care aleargă după minuni să nu le vadă niciodată. Și îi spuneam unei doamne acum într-o zi, ea trecută pe la noi, și spusese așa, părinte, vedeți copilașul ăsta? Acum 2 sau 3 ani, când am trecut pe la dumneavoastră, eram stearpă și mi-a zis că mai treci pe aici, să treci cu copii. N-am dat importanță. Dar azi, când am venit să vă văd și să dăm un pomenic, veneau și ei ca oameni din Italia, Franța, Germania, de unde umblă oamenii, să adună un bănuț. Atunci, zice, mi-am adus aminte ce vorbă mi-ați spus și mi-ați dat, zice, să beau niște apă dintr-o sticluță. Era gheazma de zămislire. Și zice, abia acum realizez cât de mare e Dumnezeu. Și i-am spus și eu, minunile trec pe lângă noi la tot pasul, noi nu vrem să le vedem. Noi căutăm minuni din acelea din care să sară deodată așa un șoc de lumină, să se audă o voce de tunet, să apară un înger, să fâlfâie din aripi, să vie un sfânt și să zică, vai Aurica, ce credincioasă ești tu. Nu. Minunea se face absolut pe nesimțite, numai ai sesizat că omul din tine e alt om, că omul de lângă tine e altfel, că bolnavul de lângă tine gândește și se vindecă și se trezește altfel. Și în felul acesta Dumnezeu, în discreția Lui, trece exact cum trece oxigenul prin plămâni, se duce și face treaba și merge mai departe, fără zgomot și fără gălăgire.